Internetul a devenit, printre altele, o uriașă gazetă mondenă în care vedetele mici și mari fac cunoscute evenimentele importante din viața lor familiale. Doar în ultimele 24 de ore lumea a aflat pe această cale că Jessica Alba a adus pe lume al doilea copil, că Hilary Duff va deveni și ea mamă și că Tara Reid s-a căsătorit la numai o oră după logodnă. Tara Reid, actrița cunoscută din filme ca Plăcinta Americană sau Marele Lebowski, și-a anunțat prin mesaje pe Twitter logodna și, după mai puțin de 60 de minute, căsătoria. Oarecare confuzie a domnit la început în legătură cu persoana mirelui, deoarece Tara Reid a avut în ultimul timp mai mulți prieteni și admiratori între oamenii de afaceri bogați. Actrița a lămurit lucrurile precizând tot pe Twitter numele noului său soț, Zac Kehoe. Mai târziu, tot pe internet, au apărut și imagini de la ceremonie oficiată pe insula greacă Santorini. Jessica Alba a ales pagina sa de Facebook pentru a face cunoscută nașterea celui de-al doilea copil al său, o fetiță al cărei nume nu a fost încă ales. Vedeta de 30 de ani și soțul său, producătorul Cash Warren, mai au o fetiță pe nume Honor, venită pe lume la doar câteva săptămâni după căsătoria lor, în mai 2008. Jessica Alba mărturisea că Honor este deja obișnuită cu platourile de filmare, pe care le-a vizitat de când avea 4 luni. O altă actriță care va cunoaște în curând emoțiile maternității este vedeta filmelor realizate de grupul Disney, Hilary Duff. Ea a anunțat pe propriul site de pe internet că prima aniversare a căsătoriei sale i-a adus și vestea că peste câteva luni familia ei se va mări. Suntem extrem de fericiți și gata să deschidem acest nou capitol al vieții noastre, a adăugat actrița de 23 de ani, căsătorită cu jucătorul de hockey Mike Comrie.